De asemenea, și New York Times, că acele avioane, domnule general, sunt folosite fix pentru acele bombe și că ar fi fost folosite uh, cel puțin 15 bombe cu încărcătură de uh, o tonă fiecare. De ce? Uh, pentru că. Și Iranul și Hezbollah au acuzat folosirea acestor bombe americane. Mă rog, americanii, izraelieni și turcii au asemenea, au asemenea, au asemenea da. bombe. De ce au acuzat folosirea acestor bombe? În primul rând, o astfel de bombă creează un efect <coughs> extraordinar undeva în adâncime. Adică, așa cum foarte bine arătați noastră, poate să ajungă până la 60 de metri într-un anumit sol, dar și în condițiile în care întâlnește un buncăr. Adică acel beton, adică în beton, în beton. acel beton armat. Iată aici foarte bine ați arătat dumneavoastră și presiunile sunt foarte mari. De exemplu, 10.000 de PCI înseamnă 750 de bari, adică presiunea pe care o întâlnim în ocean la o adâncime de 7 km și jumătate. Wow! Deci e o presiune foarte mare. Asta înseamnă că dislocă ceea ce găsește acolo, ba mai mult creează o undă de șoc care poate să ucidă fără să fie atins omul. Ce s-a întâmplat cu Nasrallah? A murit numai din unda de șoc. Exact, asta ni s-a spus astăzi, că a fost găsit trupul Foarte lui interesant. și că exact. nu avea practic nicio urmă. Nici urmă, corp, era doar... exact, numai unda de șoc, această intensitate extraordinară pe care o cutie, un astfel de cazemat, un astfel de, de buncăr, o și amplifică. O duce unda de două, trei ori și ești ok. Aici dumneavoastră ați arătat două variante, aceasta este prima variantă care a fost utilizată în Irak în Iraq, om, da. și pentru prima dată a fost creată special pentru buncărele din Irak și a fost construită din țeavă de tun. Foarte interesantă ideea și uh, dirijată după laser. Aici este varianta nouă pe care o au și izraelienii, după GPS, cu totul alte forțe, cu totul alte adâncimi de lovire. Uh, are, are Dar are care aripile alea cu care care străpunge. Uh, nu aripile sunt pentru dirijare, pentru că este o bombă dirijată după GPS, adică merge pe geam. Dar care este partea rea? Că, până aici am vorbit da. despre efect. Pentru că atunci când trimiți o astfel de bombă, s-ar putea ca efectul colateral să fie unul destul de adică, mare, necontrolat. practic, provoci un cutremur și da. vom vedea imagini cu aceste bombe în, în acțiune. Domnule Bogdan Ficeac, cum vedeți toată această situație?